pentru noi soarele nu răsare ca pentru fiecare. Soarele nostru apune ziua și-mi pare că suntem felinare. Ce dau lumină nopții când pleci la culcare. De asta ne privești noaptea cu ochelari de soare. Stejarii doar se frâng, niciodată nu se îndoaie. De-aia nicio suferință nu o să poată să ne umoaie. Ne-ai văzut pe străzi făcând bani și pierzi în nopți. Ți-ai dat sigur seama, suntem altfel decât toți. Yeah. Noi suntem vagabonții. Yeah. Cerul strâng mâna sorții. Yeah. Cerul dă-n fața yeah. morții. Yeah. Ce dau lumină yeah. nopții. Salut, bă, fraților! Bine v-am revisit la o nouă dubăreală. Suntem pe Franța, în 21. Data de 21.07. Ora 1. Mergem la Bordeaux. Am trecut de Reims, mergem la Bordeaux. Ajungem acolo pe la 8 seara. Avem desărcare mâine dimineață, luni, la ora 6. Și astăzi o să vă spun o povestioară frumoasă. Plecăm la drum și o să vă spun o povestioară frumoasă, pentru că vineri, dacă nu mă înșel, da, vineri, când am fost înainte să merg, înainte să descarc, când mergeam spre descărcare, am făcut un gest frumos. Și asta apropo de discuțiile care au existat pe grupurile noastre de șoferi despre ceea ce s-a tot întâmplat cu gătitul la butelie, cu restaurante, cu caviar pe care îl mâncau unii și erau foarte șmecheri. Apropo de chestia asta, mă duceam spre Germania înainte de Metz, cred că eram prin zona asta pe aici, pe undeva. Cum am trezit dimineață și înainte să mă pornesc la drum, am dormit în parcare la Untermarche. M-am dus acolo repede până să plec și mi-am luat un pui din rotisor și niște cartofi în natură. Și n-am stat să mănânc atunci pe moment pentru că nu aveam timp, una, sincer să fiu, și plus de asta eu nu mănânc dimineața. V-am mai spus și prin alte vloguri, dimineața cafea o să o am și țigările, aia e cel mai important pentru mine. Știu că nu e un mod de viață sănătos și nu cinstește viața sportivă pe care am avut-o, dar asta este prezentul și ăsta este prezentul și numele rușine să spun asta. Bun, am luat alea, am dat cheie, m-am pus la drum și la un moment dat am întâlnit un camion în fața mea. Un băiat de Suceava. Da? Nu rețin minte la ce firmă lucra. L-am depășit și după ce l-am depășit m-a dat pe stație întrebându-mă dacă cunosc un magazin pe traseul ăsta, pentru că stă cam prost cu programul și ar vrea să se alimenteze, că nu are unde să oprească. Și am spus, zic, băi, era un spate, erau chiar trecuse, era Intermarché unde s-a dus eu și mai era un Lidl. Am spus, băi, le-am văzut, am trecut pe lângă ele, dar nu puteam să opresc, pentru că ăștia, și dacă o lași mașina în stradă să te duci până la Lidl, vin ăștia și te execută imediat. Și cam așa e. Am mers să spun vreo 3 km după ce am putut discuția asta și la prima parcare pe care am întâlnit-o, i-am dat prin stație să tragă pe dreapta după mine. Băiatul a tras, nu i-am spus de ce. M-am dus în dreapta, am deschis dupa și am luat puiul și cartofii care erau neatinși, am spus, deci cum erau împachetați, doar îi cumpărasem, erau calzi. Le-am luat și le-am m-am dus cu ele spre mașina lui. Și a rămas șocat în momentul în care am văzut asta și am spus, fratele meu, ia-le, înțelegi? Că eu pot să mă opresc să-mi cumpăr altele, niciun fel de probleme, te înțeleg? Că una cu asta poate nu poți să intri, nu poți să oprești, nu. Ia-le, frate, fă-ți treaba aia și mănâncă aici de muncă, eu mă opresc și mi-au altele, niciun fel de probleme, mă-și descarc și eu pot să mă duc oriunde cu dubița. Băiatul foarte ok, mi-a dat banii pe ele, mi le-a plătit fără niciun fel de probleme, zice, da, mamă, ce ți le plătesc, ok? Deci nu pot să cred, deci nu pot să cred că ai făcut gestul ăsta și ce e de foarte apreciat, deci nu vine să cred că ai făcut treaba asta. M-a făcut să mă simt mândru prin ceea ce mi-a spus și pentru cuvintele pe care mi le-a spus, dar eu am simțit fericit că am putut să-l ajut și sunt mândru de treaba asta. Și aș vrea să spun pe calea acestui filmuleț, când voi, ăștia care
arătați muie sau faceți poze și vă mâncați pe voi, că mâncați caviar, dar voi aveți pizza și cartofi prăjiți pe față, după, pe masă, când o să faceți și voi un gest ca ăsta, da? Fără falsă modestie, când o să faceți și voi un gest ca ăsta, atunci o să pot să consider că voi ca și șofer de drept plăci mă reprezentați pe mine. Da. Nu este un gest de un șofer, un șofer de 3,5 pentru un gest pentru un șofer de camion, este un gest comenesc, un gest prin care să înțelegi greul celui de lângă tine și aș vrea să dau un exemplu prin treaba asta, că n-are niciun fel de legătură și niciun fel de relevanță mașina pe care lucrezi sau tonajul, n-are niciun fel de relevanță chestia asta, este important să fim oameni, important este să ne ajutăm între noi și să ne facem viața mai ușoară pe aici, pe unde suntem. Vă îndemn și pe voi să faceți același lucru, pentru că este greu. Este foarte greu, comunitatea este grea și de multe ori situațiile sunt foarte grele, da? Situațiile pe care le întâlnim, pentru că într-adevăr, ei chiar nu pot să oprească peste tot să-și ia de mâncare, poate nu mai au program, și idei trag dispecerii cum trag și de noi, și mai sunt fel de fel de situații pe care pot fi întâlnite și trebuie să ne înțelegem, să ne ajutăm unii pe alții. Deci da, dacă mă întâlnești pe mine, sunt și, să știi că sunt și români pe afară pe care poți să te bazezi. Eu sunt unul dintre cei români pe care poți să te bazezi oricând, sunt deschis să ajut pe oricine fără niciun fel de problemă, pentru că ăsta sunt eu și nu mi-este greu, da? Mi-este mult mai ușor să ajut și mă face foarte fericit să ajut pe cei din jurul meu, indiferent de situație, decât să, nu știu, să mă dau deștept și să întorc spatele sau, da? Bă, du-te mă în pula mea cu 30 de tone ale tale și cu 4 trepte și cu etajul 4 al tău și du-te în pula mea și găsește-ți de mâncare. Nu coiți. Nu așa se face. Suntem oameni, trebuie să ne respectăm și trebuie să ne ajutăm între noi, da? Pentru că suntem semeni, da? Suntem lăsați de același Dumnezeu pe acest pământ și trebuie să ne ajutăm între noi. Cam asta este povestioara pe care voiam să vă spun referitor la ce s-a întâmplat vineri și referitor la faptul că mi-a oferit mâncarea mea. Am spus, mi-a fost plătită mâncarea, da? Și dacă nu mi-ar fi fost plătită, n-ar fi fost o problemă pentru mine, pentru că decât să mă rup în bășin că eu nu gătesc la butelie și mă duc și mănânc în restaurante, că nu, domnule, n-am să fac cu butelia, știi, dar cum să vă spun, adică spui pe grupuri și faci mișto că, băi, vând butelie, n-am să fac cu ea, știi, caterinca din aia ieftină și la o jumătate de oră postez pe grup, băi, colegi care sunteți prin zona Stuttgart, să îmi dați și mie niște filtre, că este închis și nu găsesc pe nicăieri, să îmi dați și mie niște filtre de țigări. Adică, pula mea, cum să spun, tu nu mănânci la, nu gătești la butelie, mănânci pe restaurante, dar în schimb faci țigări din alea, știi? Adică îți faci țigări, nu-ți cumperi țigări, că ești șmecheraș. E treaba bună, așa sunt oamenii, frate, asta este problema lor, eu nu vreau să intru în teama asta și nici nu vreau să intru în teama celor care sunt în aceste scandaluri, ca să spun așa. Mie nu mă interesează, eu sunt coleg, sunt prieten, sunt om cu toți șoferii care sunt pe aici, cu toți oamenii care sunt pe aici, indiferent dacă ce meserie au ei, eu nu judec omul după meseria pe care o are și nu judec omul nici după felul în care este îmbrăcat. Mie îmi place să fiu om și îmi place să fiu respectat pentru ceea ce sunt eu și pentru ceea ce ofer. Și evident, în momentul în care asta este o lecție de viață și îți cer scuze dacă vă plictisesc cu chestia asta, este foarte important din punctul meu de vedere și cu toții că în momentul în care ofer respect, îl și primești înapoi, da? Mai devreme sau mai târziu vei primi respectul înapoi. Nu ofer respect ca să primesc înapoi, ofer respect pentru că ăsta sunt eu și pentru că mă respect pe mine însumi, oferind respect, da? Că îl voi primi înapoi sau că nu îl voi primi înapoi nu este niciun fel de problemă, doar că mă simt eu foarte bine să ofer respect și să-i ajut pe cei din jurul meu. Așa că mă repet încă o dată, vă rog și care aveți posibilitatea, faceți parte gestul și ajutați-vă între voi și haideți să ne facem, pentru că este o modalitate prin care noi putem să ne facem meseria asta mai ușoară și o modalitate prin care putem să, nu știu, să facem cumva să uităm de faptul că suntem plecați într-o oarecare măsură, că suntem plecați de acasă, da? Că toți împărțim aceleași parcări, toți împărțim aceleași șosele, trebuie să fim prieteni, să ne ajutăm între noi și să simțim că avem pe cineva apropiat lângă noi, da? Chiar și pentru 5 minute contează foarte mult chestia asta, da? Atunci când petreci foarte mult timp singur, cum se întâmplă meseria noastră, contează foarte mult să stai de vorbă 5 minute cu o persoană care să simți că îți poate fi apropiată, să fie o persoană inteligentă, să fie o persoană respectuoasă, da? Și o persoană care să ai ce să vorbești, da? Contează foarte mult treaba. Oamenii din jurul tău trebuie să știi să ți-i câștigi prin respectul pe care îl oferi, da? Deci, puteți
puteți să faceți și voi un gest din ăsta frumos și în loc să arătați muie, cu siguranță puteți să faceți un gest din ăsta și o să primiți mult mai multe apreciere decât în momentul în care arătați muie altora pentru că voi mâncați niște cartofi prăjiți și o pizza. Adică e ca și cum ați mâncat caviar, mă repet, că totuși sunt cartofi prăjiți. Nu vă supărați pe mine. Bun, cam asta am avut să vă spun despre subiectul ăsta. Mergeți pe descărcare. Este o zi relaxată, nu avem foarte multe de făcut, nu ne grăbim, mergem și ușurel la consum. Aș vrea ca pe viitor și în următoarele clipuri să vă arăt cum merg eu la consum și cum scot consumul mașinii, pentru că sunt alți șoferi care nu pot scoate un consum ca al meu sau ca al altora și de multe ori apare întrebarea ce faci din scos consumul ăla, cum mergi cu ea? Merg cu ea. O să fac și un clipuleț cât de curând despre chestia asta. Până atunci eu vă las aici. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă vă place ceea ce fac eu, nu uitați să vă abonați în primul rând și apăsați butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult. Dacă apăsați butonul de like, acest videoclip poate să apară, aceste videoclipuri ale mele pot să apară în videoclipuri recomandate și astfel le putem strânge cât mai mulți pe acest canal. Este păcat pentru munca care o depun să nu aceste videoclipuri să nu fie vizualizate de cât mai multe persoane. Chiar este o muncă, dar pentru mine este o plăcere să vă prezint ceea ce fac și ceea ce facem noi în general acești șoferi pe comunitate. Și acum am spus, este păcat ca să nu fie aceste filmulețe să nu fie vizualizate de cât mai multă lume. Deci, încă o dată, eu am fost Adi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă mulțumesc enorm. Apăsați butonul de like, abonați-vă dacă n-ați făcut-o încă și vă aștept. Ne vedem în următoarele clipuri. Sănătate și rămâneți cu bine!